Acum, dacă tot mai avem timp, fratele Vane mai lăsat din timp, aș vrea totuși să am un cuvânt pentru noi ca biserică, pentru noi la început de an, un cuvânt care doresc să ne poată inspira pentru a ne apropia de Dumnezeu. La început, Dumnezeu. La început, Dumnezeu. Să fie un moto. Pentru mine a fost dintotdeauna acesta un moto al vieții, și aș vrea să-l putem face fiecare dintre noi acest cuvânt, un moto al vieții noastre. La început, Dumnezeu. Este o frază, un moto care ne poate indica. Sunt trei lucruri pe care le poate indica acest, acest cuvânt la început, Dumnezeu. În primul rând, valoarea. Valoarea unui lucru. Totdeauna lucrurile de valoare le pui în față. Le ai la început. Apoi, importanța importanța unui lucru și în al treilea rând prioritatea. Întotdeauna, la început înseamnă prioritate. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Arată o prioritate. Arată că este o valoare pentru tine, că valorează ceva și arată importanța acelui lucru. De aceea doresc în această zi ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inima astfel încât pentru 2023 Dumnezeu să fie la început. Sunt patru domenii despre care vreau să vorbesc astăzi, despre ce vrea Dumnezeu în viața noastră să fie la început. Și primul domeniu este domeniul timpului. La început Dumnezeu în domeniul timpului. Ce înseamnă asta? În primul rând, ziua, la începutul zilei, Oferă-i primul gând lui Dumnezeu. Când te trezești dimineața înainte de cafea, înainte de orice altceva, să te speli pe față, înainte de orice lucru, cum ai deschis ochii, dă-i primul gând lui Dumnezeu. Poate fi o mulțumire. Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit. Somnul este mica moarte. Atâția oameni, cei mai mulți oameni mor în timpul somnului. Când te trezești dimineața, mulțumește lui Dumnezeu. Sau poate în ziua respectivă ai un examen, ai o problemă, ai un necaz, poate ai ceva, poate n-ai dormit noaptea, poate a fost cum a fost. Oferă-i primul gând lui Dumnezeu, spune, Doamne ajută-mă astăzi. Doamne fii cu mine astăzi. La început Dumnezeu, începeți ziua cu Dumnezeu. Începeți ziua nu cu știrile, nu cu mesajele pe telefon. Începeți ziua cu un cuvânt din Scriptură. Citește Scriptura. La început de an, făți un plan cu Scriptura, un plan de citire a Bibliei. Când deschizi ochii prima dată, deschide i înspre cer, nu spre telefon, nu spre televizor, nu spre mașina de cafea. Deschideți ochii mai întâi spre Dumnezeu. La început, Dumnezeu. Săptămâna, o altă secțiune de timp, Știți că adventiștii și nu numai ei, evrei, țin sabatul, ziua șaptea, noi și biserica, în bisericile în general, țin duminica. Acum ei spun că Constantin cel Mare a schimbat. Constantin cel Mare a schimbat foarte puțin în privința zilei. Noi știm că biserica primară se aduna în ziua întâi a săptămânii, în ziua întâi a săptămânii făceau coleta, așa a stabilit Pavel în toate bisericile, în ziua întâi a săptămânii făceau cina, asta ne ne spune ceva dacă la evrei mai întâi era lucrul tău, spunea Dumnezeu, șase zile să lucrezi și ziua șaptea să te odihnești și să vii în casa lui Dumnezeu. Ei bine, în biserică, în Noul Testament, lucrurile se schimbă. Nu! Începeți ziua cu Dumnezeu. La început Dumnezeu, ziua întâi a săptămânii este ziua în care să vii la casa lui Dumnezeu. Îți încep săptămâna cu Dumnezeu. Astăzi e duminică, teoretic nu este weekend, ci este prima zi a săptămânii. Noi astăzi începem o zi a săptămânii. Vrei să ai o săptămână binecuvântată? Începe cu Dumnezeu. Dă-i prima ta zi din săptămână lui Dumnezeu, la început Dumnezeu. Luna, prima duminică, noi avem masa Domnului, cina Domnului. De obicei, sunt excepțiile acceptăm, dar noi începem luna, prima duminică din lună, o punem ca o zi specială de părtășie cu Dumnezeu pentru cina Domnului. Începeți anul cu Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu noi mulțumim, anul acesta am avut posibilitate, am stat în casa Domnului, am stat la masă, dar aș vrea să vă gândiți în mod foarte profund. Credeți că este vreo diferență între un creștin care, pe 31 a 12, la ora 12 noaptea, sau mai bine zis, pe 1 ianuarie, la ora 001, era în rugăciune, era în casa Domnului, era împreună cu frații la părtășie. Credeți că este diferență între unul care, la ora respectivă, era în rugăciune și altul care era cu paharul de șampanie în mână? Credeți că este vreo diferență? Între unul care își începe anul cu Dumnezeu în rugăciune, în casa lui Dumnezeu și unul care stă la televizor, care stă să vadă artificii, care nu știu ce mai face în noaptea aceea. Credeți că este vreo diferență? De aceea noi încurajăm când începe anul, începe-l cu Dumnezeu. La început Dumnezeu. Și apoi, o altă secțiune de timp, viața. Eclesiastul, capitolul 12, vorbește despre asta. Versetul 1. Dar aduți ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale. Până nu se apropie anii în care vei zice nu voi găsi nicio plăcere în ei. Sunt foarte mulți cei care spun, ești tânăr, trebuie să te distrezi, întâi să străiești viața. Da, bine să te pocăiești. E bine să-L slujești pe Dumnezeu, e bine să te implici, dar nu acum, la pensie. Termină întâi lucrul tău, termină-ți casa, căsătorește-te, studiază, fă o carieră, ridică-te, fă ce vrei în viață și undeva la urma vieții, la sfârșitul vieții, Dumnezeu. Ei bine, Vreau în ziua aceasta pentru că de prea, prea multe ori noi, de dragul Evanghelizării, folosim exemplul tălharului. Exemplul tălharului este cea mai mare excepție a mântuirii, nu-i regula. Tălharul a fost mântuit pentru că, eu așa cred, eu așa consider eu. Tălharul acela nu l-a văzut niciodată pe Domnul Isus. Este prima dată când îl vede pe Isus. Este singura lui șansă. E adevărat, sunt ultimele clipe ale vieții lui, dar aceea era prima șansă în viața lui. Nu a fost un om căruia Domnul Iisus i-a bătut tot la poartă, hai cu mine, hai după mine și în sfârșit se gândește și el acum, totul mai sunt aici, nu mai am altceva de făcut, hai acum la urmă să-i dau viața mea lui Dumnezeu. Voi nu puteți avea șansa tălharului, pentru că voi deja îl cunoașteți pe Isus Hristos. Nu amânați, nu spuneți mai târziu, altă dată, la urmă, întâi să mă ocup de afacerile mele, întâi viața mea, întâi casa mea, întâi familia mea. La început Dumnezeu, la începutul vieții, dă ce ai mai bun lui Dumnezeu, Dăi ani cei mai frumoși al lui Dumnezeu, pune-L pe Dumnezeu la începutul vieții tale. Nu la urmă când nu mai ce face, vorba Eclesiastului, când încep să tremure, și mâinile și picioarele, nu mai vezi bine, nu mai auzi bine, nu mai poți merge, nu mai poți respira, atunci vrei să slujești pe Dumnezeu. Nu-L înșelăm pe Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu la început. La început Dumnezeu în domeniul timpului. La începutul zilei, la începutul săptămânii, la începutul lunii, la începutul anului, la începutul vieții. Pune-L pe Dumnezeu. Al doilea domeniu în care să-L punem pe Dumnezeu la început. Domeniul comunicării. Domeniul comunicării e foarte important pentru noi care vorbim. Ce cuvinte folosim la început? Asta e o disciplină, trebuie să ne disciplinăm, trebuie să ne gândim și trebuie să știm să folosim cuvintele. Dacă l-auzi pe un om care totdeauna să începe orice frază, orice discuție, Eu, eu am mers, eu am făcut, eu, eu sau noi, spune Iacov, ascultați voi care ziceți, noi vom merge în cuta, noi vom face negoți, noi vom câștiga, noi vom sta acolo un an, noi, 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 noi vom, vom. Ascultați, ar trebui să ziceți altfel începeți vorbirea altfel. Adică la începutul frazei, la începutul comunicării, la începutul vorbirii tale, dă-l pe noi la o parte, dă pe eu la o parte și pune altceva. La început Dumnezeu. Dacă va vrea Domnul. Schimbați-vă vocabularul în vorbirea voastră, în comunicarea voastră. Puneți-l la început pe Dumnezeu. Când ai planuri, ți-ai făcut planuri pentru 2023, e foarte bine, trebuie să ne facem planuri. Dar întotdeauna, în fața oricărui plan, spune, dacă va vrea Domnul, vom face cu tare lucru. Spune, cu ajutorul lui Dumnezeu vom face lu următorul lucru. Te întreabă cineva, cum ești, ești bine. Știi ce, cât de mult contează să spui, mulțumesc lui Dumnezeu, bine. Cum ești, cum îți merge? Slavă Domnului! Sunt bine. Eu cred că e o diferență. Eu cred că văd un om care îl pune la început pe Dumnezeu. Și în domeniul vorbirii, în domeniul comunicării. Pune la început pe Dumnezeu. Vorbește despre Dumnezeu. Spune slavă Domnului în toate. Spune cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși. Dacă va vrea Domnul, vom face asta. Să ne obișnuim în vorbirea noastră, în comunicarea noastră. La început, Dumnezeu. Al treilea domeniu, este cel mai critic. Domeniul financiar e o problemă, e o chestiune întotdeauna, e greu să vorbești despre asta, dar eu ce vă pot spune este că cei care, cei care în domeniul finanțelor îl pun la început pe Dumnezeu, vor fi binecuvântați. Adică, ai luat salarul. Dacă ai o mie de euro, normal, prima dată încep să spui mai întâi chiria, mai întâi rata la bancă, mai întâi asigurarea, mai întâi cumpărăturile, mai întâi facturile, mai întâi, adică la început le pui pe toate. Și apoi dacă mai rămâne, să vedem pentru Dumnezeu, dar de obicei acum, acum s-au scumpit toate, nu mai rămâne, nu mai are cum să rămână. Însă e un act de credință, e un act de credincioșie dacă atunci când ai și în domeniul financiar îl pui la început pe Dumnezeu. M-am obișnuit așa la nivel de familie, la nivel de casă, la nivel personal. Zeciala nu este o obligație, dar este o inițiativă personală care a existat înainte de Moise, înainte de legea lui Moise. Avram a dat zecială, nu i-a spus nimeni, nu l-a învățat nimeni, n-a știut. S-a gândit el, vreau să mă în Domnului vreau să dau și cât să dau, să fie ceva concret. A zecea parte. La fel a făcut și Iacov. N-avea nimic. Și a spus, Doamne, dacă îmi vei da, nici măcar când a făcut promisiunea, n-avea nimic. El a spus, nu știu ce voi avea, poate nici nu voi trăi, poate mor aici, că n-am nimic. Dar dacă îmi vei da, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Cât contează să pui la început pe Dumnezeu? Care credeți că a fost diferența între Abel și Cain? Cei mai mulți spun așa, a, Abel a dat jertfă cu sânge, Cain a dat jertfă din grâu, din cereale, din asta și nu se pune, legumele nu. Dacă e cu carne, atunci da, asta e jertfă. Nu asta era diferența. Diferența era în primul rând caracterul care se vedea în bunătatea lui, în evlavia lui, în credincioșia, sfințirea lui, dar mai era acolo un detaliu. Abel, a adus o jertfă din cele din tâi, roade. Din cei din tâi. Pe când Cain a adus și el. Așa, la întâmplare, nu contează de unde. La întâmplare. Avem, și eu vă rog să citiți Proverbe 3, versetele 9 și 10, în care Dumnezeu ne spune așa, ne învață înțeleptul și ci cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade, cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Căci atunci răzvor geme, atunci va fi belșug. Să-l pui, Dumnezeu nu vrea doar să-i dăruiești, unu, doi, trei, hai să iau de cinci. El spune așa, mă onorez în momentul în care cele din tâi roade, din tot venitul tău. Am întâlnit oameni, am întâlnit tineri și de multe ori interacționez. Primul salar îl dau lui Dumnezeu. Primii bani pe care îi câștig îi dau lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu binecuvintează? Credeți că Dumnezeu face diferența între unul care îi dă lui Dumnezeu resturi, fărmituri, cine încurcă prin buzunar, mărunțișul care oricum nu îl mai primește, un cent, doi, care oricum mai au valoare, se rutonjez, gata, dispar? Îi dăm lui Dumnezeu resturi, frămituri și ne așteptăm la binecuvântare. Eu cred că ar trebui să ne motivăm să-l punem la început pe Dumnezeu. Și în domeniul financiar, pune la început pe Dumnezeu. fă planurile în așa fel încât să spui, mai întâi partea Domnului. Cât am, atât dau partea Domnului. Mai întâi pentru Dumnezeu. Și apoi, cu ce, voi, cu ce va rămâne vom avea? Și Dumnezeu binecuvintează din belșug dacă îl onorezi și îl pui la început pe Dumnezeu. Nu la urmă, nu cu ce rămâne, nu cu resturi, nu cu fărâmituri, nu cu ce te încurcă, ci pune el la început pe Dumnezeu. Gândiți-vă la Ilie. Ilie a trecut printr-o perioadă de criză, era foamete, era o femeie în Sarepta, a ieșit să strângă vreascuri, să strângă niște lemne, îl întâlnește pe Ilie, bună, ce faci? Mă duc să strâng lemne, pentru ce? Pentru ultima mâncare, mai am doar puțină făină, mai am puțin un de lemn, vom mânca și vom muri. Ultima mâncare, ultima masă, ultima zi. Și Ilie se uită la ea și spune, du-te și fă cum ai spus, fă turta, dar adu mai întâi mie. Și apoi, cu ceva rămâne, vei trăi tu și fiul tău. Cum traducem noi astăzi? Băi, nesimțire. Adică văduva -vă, asta strânge ultima masă, ultima mâncare, pregătește pentru copilul ei și tu spui, nu, dar asta înseamnă la început Dumnezeu, fă mai întâi mie, asta a spus ea. Oare a înșelat o Ilie pe femeia aceea? A păcălit-o cu ceva? A păgubit-o? A pierdut femeia aceea că i-a dat mai întâi lui Dumnezeu, mai întâi omul lui Dumnezeu? A pierdut ceva? Trei ani și jumătate a fost foamete, n-a căzut un strop de apă în toată țara. S-au secat toate păraiele, toate râurile, totul era, era ars. Femeia aceea, a avut belșug. Niciodată făina, niciodată nu s-a împuținat. Niciodată uleiul n-a fost mai puțin. A avut tot timpul. De ce? La început, Dumnezeu. Al patrulea domeniu, domeniul părtășiei. Domeniul părtășiei cu el. E un domeniu mai simplu, mai scurt, dar și acesta e important. Și aș vrea să înțelegeți ce înseamnă asta. Noi stăm de vorbă cu Dumnezeu noi vorbim. Prin rugăciune, noi spunem lui Dumnezeu, îi aducem cererile noastre, nevoile noastre, dorințele noastre. Nu-i rău. Prin cuvânt Dumnezeu ne răspunde, dar totodată prin cuvânt Dumnezeu ne vorbește și ne spune și nou ce avem de făcut. Ce vreau să spun cu la început Dumnezeu? E bine să lași pe Dumnezeu să vorbească primul. Noi suntem așa, și asta înseamnă de multe ori lipsă de bun simț, o să vorbești tu primul, eu să, stai, stai mă întâi eu, întâi eu, să-mi spun eu punctul de vedere, întâi să spun eu, întâi eu. Lasă-l pe Dumnezeu la, la, început să vorbească el. Ce înseamnă? Citesc Eclesiastul capitolul 5, versetul 1, care spune așa, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Apropie-te mai bine să asculți nu te grăbi să deschizi gura, apropie-te mai bine să asculți. Adică atunci când vine adunare, atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, nu începe, Doamne, am nevoie de asta, îmi trebuie să. Doamne, fie aici, Doamne, vezi că e nevoie, vezi că, vezi că trebuie, vezi că asta, Doamne, am întrebare asta, Doamne, am problema asta, Doamne, vreau să te întreb asta și știți ce înseamnă asta? E atitudinea prin care îl facem pe Dumnezeu robul nostru. Atitudinea prin care noi luăm la întrebări pe Dumnezeu, Doamne, de ce e asta, Doamne, Eu îl întreb pe Dumnezeu și Dumnezeu stă acolo și el trebuie să spună, da, da, uite, îți răspund la întrebarea asta, te lămuresc cu asta, te ajut aici și Dumnezeu e robul meu. Eu nu zic că e greșit să te rogi, nu e greșit să ceri lui Dumnezeu, dar ai grijă când o faci. Voi credeți că e la întâmplare faptul că noi când începem rugăciunea, nu începem cu rugăciunea pentru bolnavi. Vie aici, nici n-ai deschis gura, spui, Doamne, vindecă bolnavi. lasă l pe Dumnezeu să vorbească întâi. Când intri, nu începe, nu deschide gura, încep să spui, când intri în casa lui Dumnezeu, lasă-l la început pe Dumnezeu, apropie-te să asculți. Ai venit aici, fă cere în inima ta, Doamne, ce vrei să-mi spui astăzi? Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească. Și când Dumnezeu ți-a vorbit, rugăciunea ta să fie, în primul rând, răspuns la ce a vorbit Dumnezeu. Și apoi poți continua, Doamne, am nevoie și de asta, dar la începutul părtășiei cu Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu să vorbească. Pentru că așa ne-am obișnuit să fim neobrăzați, să fim fără bun simț, să fim nepoliticoși, needucați, noi în toate, primul, eu întâi, eu în față, eu peste tot. Lasă-L pe Dumnezeu, pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și apoi toate aceste lucruri de care spunea Domnul, pâine, haine și tot ce avem nevoie, Dumnezeu ne poartă de grijă. Dar există acel mai întâi. La început, prioritate. La început Dumnezeu, importanță. La început Dumnezeu, valoare. Dă-i valoare lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu în anul acesta să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, fiecare familie. Dar să nu uităm că trebuie să-l punem la început pe Dumnezeu. În domeniul timpului, în domeniul comunicării noastre, în domeniul finanțelor noastre, în domeniul părtășiei noastre, în domeniul relației noastre personale cu Dumnezeu. Să-l punem pe Dumnezeu la început. Primul. Pentru că Dumnezeu are un nume frumos, Domnul Isus are un nume deosebit. El este alfa. Și Omega. Dar mai întâi de toate, El este Alfa. El este începutul zidirii lui Dumnezeu. El este la început. Ca El să aibă întrietate. dă-i lui Dumnezeu. Asta înseamnă: dă valoare, dă-i întâietate, dă-i cinstea, cinstește pe Domnul cu averi. Tu nu îmbogățești pe nimeni, tu nu îngrași pe nimeni, tu îl cinstești pe Dumnezeu. Tu îl onorezi pe Dumnezeu. Când îi dai timpul tău, când îi dai gândurile tale, îi dai viața ta, îi dai inima ta, din resursele tale, tu cu Dumnezeu ai o relație în primul rând. Tu față de Dumnezeu ai o atitudine în primul rând. Și apoi față de cei din jurul tău. De aceea astăzi, pune-L la început pe Dumnezeu. La început, Dumnezeu. În domeniul timpului, în domeniul comunicării, în domeniul finanțelor și în domeniul părtășiei cu El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Voi veni să ne ridicăm înaintea Domnului?